alb și negru la Connect FM. 14 și 5 minute, nouă ediție de alb și negru la Connect FM. În această după-amiază, alături de mine în studio, se află reprezentanții ai școlii gimnaziale Emil Racoviță din Onești, fosta școală numărul 10, pentru cei care au absolvit cu ceva timp în urmă și nu sunt familiarizați cu noile titulaturi ale școlii. Alături de mine sunt reprezentanții ai elevilor, reprezentanții ai corpului didactic, de fapt ar trebui să spun un reprezentant al corpului didactic. Spunem bună ziua, doamnei profesoare Dana Gavrilă. Bună ziua. Bună ziua și elevilor Bianca Andraș, clasa 11-a. Bună ziua. Rareș Niculescu. Bună ziua. Și Teodora Grigoraș. Bună ziua. Și bine ați venit în studioul Radio Connect. Eu așa aș propune de la început să lăsăm emoțiile deoparte, să considerăm că este o repetiție la o piesă de teatru sau o întâlnire cu prietenii la, nu știu, la un suc, să punem la cale diverse evenimente. Încă o dată, bună ziua, bine ați venit! Discutăm mai multe teme astăzi. În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru acea inițiativă pe care ați luat-o în numele școlii pentru binele copiilor, așa anume, participați la un concurs lansat pe internet de o editură din România, concurs care are ca premiu un număr de cărți, mai exact 2014. Cum ați descoperit concursul? De ce ați ales să participați la el? Am descoperit concursul pe pagina mea de Facebook. Unul dintre prietenii mei a distribuit o fotografie și un anunț al acestei edituri. Și am rămas foarte plăcut impresionată văzând ce scrie acolo. Câștigă 2014 cărți dacă scrii un comentariu frumos și civilizat despre educație și despre carte și despre lectură. Nu mi-a luat foarte mult timp să mă hotărăsc. M-am înscris la concurs, am scris un comentariu și am scris că doresc aceste cărți să le câștig, nu în nume personal, pentru că eu am peste 1000 de cărți acasă și am mai și donat elevilor între timp, deci eu nu am neapărat nevoie, dar mi-aș dori foarte mult să câștig aceste cărți pentru elevii mei, pentru că avem multe activități în școală, concursuri, premieri, elevi de nota 10 la multe obiecte, șef de promoție. Sunt foarte multe ocazii de a răsplăti acești copii talentați și muncitori și serioși și ne lovim, din păcate, de lipsa fondurilor. Și m-am gândit că ar fi o ocazie nemaipomenită de a le da și un bun exemplu, în primul rând, de ce înseamnă să lupți pentru o cauză nobilă, să lupți cu fruntea sus, să pierzi dacă e cazul, dar cu onoare. Mă bucur foarte mult că toți elevii mei, ai noștri, ca școală, au răspuns invitației mele, au citit și au distribuit. Foști elevii ai școlii, părinți, foarte multă lume ne susține. Mai avem 3 zile în concurs, se mai votează azi, mâine, inclusiv joi. Suntem pe locul 5. Noi încercăm și ne străduim să ajungem cât se poate de sus. În momentul vreau de față, să mulțumesc celor care ne-au susținut până acum. Sunt foarte multe persoane din toată țara și știu că vom câștiga. Să dea Domnul. În momentul de față sunt 1281 de voturi. Avem mai multe? Eu așa văd aici acum. Probabil că s-au mai redistribuit. Vom vedea, cred că. Sper să fie mai multe voturi. Să fie cât mai mulți oneșteni care apreciază această inițiativă, care vor să dea o mână de ajutor până la urmă acestor copii. Copii care vor primi până la urmă niște premii dacă acest concurs va fi câștigat de dumneavoastră, de școala Emil Racoviță. Până la urmă, asta este scopul, ca aceste cărți să fie date nu neapărat bibliotecii, ci copiilor care au rezultate bune la învățătură. Da, asta e și intenția mea. Avem o bibliotecă foarte bună la școală, cu cărți frumoase, foarte bine aranjată, însă precum am scris și într-un comentariu meu de pe pagina editurii Litera, cea care a organizat concursul, eu nu cred neapărat în posesia de cărți ca obiecte. Degeaba ai multe cărți, degeaba ai o bibliotecă fantastică, dacă nu vrei să citești și dacă nu vrei să înțelegi. Cartea trebuie să circule, chiar dacă nu am bani să mi-o cumpăr, pot să o împrumut de la cineva, și am zis că e foarte, foarte important ca un copil merituos să primească o carte și să fie astfel responsabilizat. Dacă a primit o carte ca premiu, știe că este a lui, va începe să citească,
și sigur se vor deschide noi orizonturi, va începe să-și pună întrebări și ar putea să fie așa ca o deschidere a poftei, pofta vine mâncând. Cei care ar dori să sprijine acest demers, ce ar trebui să facă? Cum ar putea să dea o mână de ajutor? Concursul, precum am spus, este inițiat de editura Litera. Am invitat prietenii să voteze, cred că și pe site-ul, pe pagina dumneavoastră de Facebook este, pot găsi pe pagina Connect FM Onej, pe pagina de Facebook, această invitație cu mesajul și cu linkul. E foarte simplu, doar să dea click pe linkul respectiv, să caute numele meu acolo, Dana Gavrilă, și să voteze comentariul, nu pagina respectivă, comentariul, pentru că doar comentariile care au cele mai multe aprecieri au șanse, le pot aduce scriitorilor, ca să zicem așa, șansa de a câștiga. E bine, cei care doresc să ajute acest demers, e foarte simplu, cam toată lumea are un cont de Facebook, poate intra pe pagina noastră la Connect FM, poate intra pe pagina școlii, este Școala Gimnazială Emil Racoviță, fost an numărul 10 Onești, sigur că da, și acolo avem postat pe oneștionline.ro, de asemenea este anunțul. Toată lumea care vrea să aducă un sprijin unei școli, unor copii, iată, este foarte simplu, un simplu like la un comentariu se poate aduce multă bucurie pe chipul unor copii care au rezultate bune la învățătură. Aceasta nu este singura dumneavoastră activitate, adică dumneavoastră nu crede că doamna profesoară stă pe Facebook și dă click-uri sau așa mai departe. Nu, se întâmplă și alte lucruri frumoase la școala Emil Racoviță. Știu că aveți un cerc de teatru în limba engleză, se numește Shakespeare is my inspiration. S-a încheiat o etapă semestrul trecut, urmează semestrul 2 să înceapă cu o nouă repriză de ore. Da, am terminat primul semestru cu spectacolul dedicat Sfântului Nicolae la Biblioteca Municipală, spectacol în limba engleză. Vineri pe 24 ianuarie, deci acum câteva zile, ne-am întâlnit voluntarii împreună cu mine ca să discutăm strategia de lucru pentru semestrul al doilea. Am stabilit în linii mari ce vom face în continuare și deja am început pregătirile pentru următorul nostru spectacol. Se va numi He Has Reason, spectacol de Paște în limba engleză. Va fi tot la Biblioteca Publică pe 26 aprilie, e într-o sâmbătă la ora 10. Nu pot să nu dau citire unui mesaj. Un amic de-a meu, fost elev al dumneavoastră, te rog să o salut pe profa mea de engleză din generală, spune Marius, îl cheamă pe el. Îi spuneam noi Biscuit, nu știu dacă vă... Marius Mihalcea? Exact. Da. Transmiteți salutări din partea mea. Vă aud, că tocmai asta cum era la radio. Și Radu Botezatu iar îmi spune și Bucureștiul votează. Mulțumim, Radu, foarte mult pentru ajutor. Vă mulțumim pentru sprijin. Mulțumim foarte mult pentru ajutor. Contează foarte mult. Radu este iarăși un bun prieten al nostru și un voluntar cu activitate foarte, foarte bună. Apropo de ce spuneați de activitatea de voluntariat a copiilor de la școală. Da, e cercul de teatru, are ca actori copii de la clasele a 4-a și a 5-a, însă nu aș fi putut realiza singură toată această pregătire a lor. E foarte greu să vorbești cu fiecare copil în parte și când e vorba de teatru sunt tot felul de jocuri de dicție care se fac, jocuri de societate, scenete. Pentru asta am avut nevoie de ajutor. Am acest ajutor, vreau să le mulțumesc încă o dată voluntarilor. Sunt niște copii fantastici. În continuare sunt alături de mine și alături de școală până la urmă. Nu sunt alături de mine, eu încerc doar să canalizez niște energii și să adun în jurul meu niște lucruri bune și să dau exemplu copiilor că dacă vrei să faci ceva cu orice preț și cu mijloace corecte și cinstite, ești liber să o faci și vei avea câștig de cauză. Lumea, dacă vede că te implici în ceva, îți are în ajutor de cele mai multe ori. Vreau să o întreb pe Bianca, a.k.a. Bibu, ce înseamnă să fii voluntar? Că până la urmă ești voluntar la alți copii, de fapt. Asta e interesant, să ajuți niște copii, tu fiind până la urmă un copil.
Pentru mine este o experiență destul de nouă și cred că m-a ajutat foarte mult, deoarece am avut ocazia să revin la vechea mea școală, pentru că așteptam de mult ocazia asta, însă orele la liceu nu prea mi-au permis așa ceva. Și îmi face foarte mari plăceri, deoarece copiii sunt foarte talentați și cât de cât cumiți. Și cu ajutorul nostru am realizat niște activități foarte frumoase și care au culminat cu un spectacol deosebit. Anul trecut a avut loc acest spectacol foarte, foarte interesant de altfel, cu Saint Nicholas. Bibu, aici lângă mine, Bianca Andraș, are experiență în aceste spectacole. Ea este acum în clasa 11-a, dar când era în clasa a 8-a, am organizat primul spectacol, spectacol adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, în limba engleză, la școala noastră Miracovițe, s-a numit, Bibu, cum s-a numit? Saint Nicholas Party. Saint Nicholas Party. O petrecere de Sfântul Nicolae. De ce am zis petrecere? Pentru că au fost trei clase participante la, și după spectacol au avut și o mică discotecă, au cântat, au dansat. Am reluat acea idee și de aceea am și continuat cu cercul de teatru și cu spectacole pe care vrem să le facem din ce în ce mai profesioniste. Noi învățăm tot timpul, inclusiv eu. Citesc în fiecare săptămână, caut materiale, mă sfătuiesc cu voluntarii, discutăm, e o furtună de idei teribilă. Fiecare vine cu idei și îmi place la nebunie la repetițiile noastre, când ne întâlnim în fiecare vineri la școală, cum îi ajută ei pe copii. Tu dansezi așa, tu spui așa, tu te comporți așa, deci ei chiar sunt niște modele pentru copii, copiii adoră și sunt nerăbdători să înceapă. Pe câți voluntari vă bazați anul acesta? Am rămas cu 13 voluntari din 15, 2 din păcate nu mai pot veni, au obligații școlare la liceu, dar spre bucuria mea avem 2 voluntari noi, deci sunt tot 15. Unul dintre voluntarii noi e o fată, Alina Voicu, o salut din nou, Alina, foarte talentată, care ne-a ajutat la spectacolul de Sfântul Nicolae cântând, este cântăreață în devenire. Și s-a hotărât că vrea să fie voluntară, deși ea este încă în clasa 8-a, dar vrea să vină. Și celălalt voluntar nou este Ștefan Soltan, clasa 9-a la Nadia Comăneci, tot fost elev al școlii noastre, un băiat foarte bun organizator și foarte serios, care dorește din tot sufletul să vină și să facă ceva pentru el, pentru copii și pentru școală. Apropo de teatru, un alt spectacol de teatru este în pregătire la școala gimnazială Emil Racoviță, de această dată cu elevi din clasa a 8-a. Avem reprezentanții ai lor aici. Vreau să îi rog să ne vorbească un pic despre acest spectacol, că până la urmă sunt mai multe piese sau mai multe scenete, nu, care se vor juca. Pe lângă rutina zilnică pe care o desfășurăm la școală, noi facem și activități distractive, facem scenete. Două dintre scenete sunt creații proprii de către elevii școlii noastre, în engleză, Matilda, Uncle, Unchiul și Coach Potato, Ulenușul de canapea. Pe lângă aceste trei scenete, avem și, așa zisa, cireașă de pe tort, nu? Da, avem sceneta Romeo și Julieta, Romeo and Juliet. Se păstrează linia romanului sau e adaptat pe aici, pe acolo? Adică vom avea dramă, vom avea... Da, este, bineînțeles, o adaptare a piesei de teatru, pentru că nu se poate juca piesa în original cu copii. Este o adaptare care conține... doar text original, deci toate replicile sunt originale din piesa lui William Shakespeare, este și muzică, sunt anumite melodii care se cântă între părți și Bibu din nou, revin la ea cu bucurie, ea a jucat Romeo and Juliet când era în clasa 7-a. Acum cei care sunt acum în clasa 8-a sunt mai profesioniști, sunt mai mari și vreau să spun acum, au vrut neapărat spectacol. A fost dorința lor. Când va avea loc acest spectacol? Joi acum pe 30 ianuarie la ora 16, la 4 după amiază, în sala de festivități a școlii. Vor fi invitați părinții lor, pentru că vor neapărat să le arate părinților că sunt de buni și cât de bine știu și să joace și să vorbească în engleză și să se organizeze.
și, bineînțeles, profesorii. Am mai invitat câțiva copii de la clasele a șasea, care sunt foarte nerăbdători să înceapă și ei chinul acesta al scenetelor în engleză. I-am invitat să vină să vadă de la cei mari, de a optas, pentru că ei, până la urmă, sunt niște modele. Chiar dacă încă sunt copii, sunt niște copii mai mari. Și fiecare copil mai mare poate fi un model pentru ceilalți. L-aș întreba și pe Rareș, ca să nu fi venit degeaba până în studioul Connect FM. Rareș, cum e cu teatrul în limba engleză? Te ajută să înveți mai bine engleza pentru ore sau îți place mai mult ca activitate teatrală? Mă ajută să-mi dezvolt, adică să vorbesc mai bine în limba engleză și îmi place teatrul, să fac teatru în limba engleză, pentru că mi se pare distractiv și, într-adevăr, cu multă muncă și cu mult efort poți să ajungi departe. Să spunem că în clasa 8-a tu îl joci pe Romeo. Da. Ai voie să-ți alegi tu Julieta? Julieta a fost... aleasă. A fost aleasă, n-ai, exact. N-ai avut niciun cuvânt de spus aici. Da. Cu toți avem la un moment dat astfel de momente când Julieta ne este aleasă, dar să știi că totul trece și vom ajunge să alegem noi exact. Julieta noastră. Cu siguranță vei ajunge și tu chiar acolo. Ce alte activități mai aveți în cadrul școlii? Știu că îmi place foarte mult această activitate de voluntariat care se desfășoară în școala Emir Racoviță, dar și în alte școli din oraș. Cum este să fii voluntar? V-ați îndrepta, să spunem, mai departe în viață către activități de voluntariat? Voi spuneți, copiii. Eu încă nu sunt voluntar, dar mi-aș dori ca din următorii ani să fiu, pentru că surioara mea mai mică participă la acest cerc și îmi vine acasă de la cursuri și spune: wow, cât m-am distrat, câte jocuri frumoase am făcut, am dansat, am cântat, e foarte entuziasmată. Și m-a făcut curioasă și din acest motiv vreau și eu să particip. Și consider că acest voluntariat trebuie să continue cât mai mult. Cât mai mult, exact. Ok, voluntariat se face și cu foști colegi sau elevi de școală. Voluntariat ai să faci probabil mai târziu și în alt fel de moduri. Da, acesta este doar un început. Vreau să fac voluntariat în continuare. Mă bucur să aud acest lucru. Shakespeare is my inspiration. Când își va relua cursurile? În februarie, când începe semestrul 2, vineri. Nu știu exact în ce zi este, nu am un calendar în față, dar exact în prima săptămână de școală, în februarie, vineri, se între orele 4 și 6 după amiaza. Faceți o nouă selecție sau aceiași elevi care au nu, fost? Nu, rămân aceiași elevi în mare, cei care au fost, cei mai harnici și cei mai talentați și cei care au dovedit că într-adevăr vin acolo ca să învețe ceva, vor rămâne cu siguranță. Și pregătiți cu ei un alt spectacol. Da, am început deja să discutăm și să pregătim spectacolul de Paște, care va fi mai mare, mai interesant, mai interactiv și mai cool decât cel de Sfântul Nicolae. Ca locație? Tot la Biblioteca Municipală, desigur, în aulă. La spectacolul de Sfântul Nicolae nu am vrut să invit prea multă lume ca public, ca să nu-i stresez pe copii, că erau foarte emoționați. În schimb, am avut surpriza să văd că sala a fost plină. Ei, acum, la spectacolul de Paște, voi invita, în afara părinților și a prietenilor și a rudelor copiilor, bineînțeles, voi invita și elevi de la alte clase, începând cu clasa 6-a, mai mărișori, ca să vadă ce înseamnă un spectacol, să înțeleagă ce se întâmplă și să ia niște hotărâri în cunoștință de cauză. Și apropo de noi voluntari, Teodora, care a vorbit adineauri, are dorința de a participa la voluntariat de la anul, tot pentru cercul de teatru în limba engleză, dar nu numai ea. Sunt vreo 7-8 colegi de-a ei, de la clasa 8-a B, care vor să vină din toamnă la voluntariat și vom avea nevoie de persoane proaspete din toamnă. E bine că copiii sunt dornici de a învăța. Copiii sunt dornici, până la urmă, din punctul meu de vedere, teatrul este și ca o formă de joacă, e o formă de socializare. Nu mai stai neapărat în fața calculatorului sau la televizor sau, nu știu, la telefon, socializezi direct. Ai niște oameni cu care discuți în față, chiar dacă sunt unii mai mici decât tine, mai
poate tu deja ai trecut la un alt stadiu, ei sunt mai puerili, dar e bine să discuți cu ei, iar cei mici văd un exemplu în cei mai mari, au un fel de lider pe care să-l urmeze și asta este foarte important. Iar făcând asta prin intermediul unui joc, teatrul este un joc, este cu atât mai bine, cel puțin din, nu știu, din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc pentru prezență. Încă o dată, la final, v-aș ruga să reamintiți de acest concurs cu cărțile. Poate mai sunt oameni care ar vrea să dea un like, da, comentariul dumneavoastră. Participăm la concursul editurii Litera, care oferă 2014 cărți persoanei care poate aduna cele mai multe like-uri, aprecieri la comentariul de pe pagina lor de Facebook. Suntem pe locul 5, avem 1100 și ceva de like-uri aseară, am uitat ultima oară. Ne străduim să ajungem pe locul 1. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au susținut, avem susținători până și din Motru. Am găsit, de fapt ei m-au găsit, niște oameni deosebiți care au vrut neapărat să ajute, am fost impresionată de gestul lor, dar sunt sigură că deși mai sunt doar 3 zile de vot, vor mai fi oameni care sunt sensibili la problema educației în general și a copiilor și a școlii. Să fie... Găsesc like-ul, link-ul pe pagina de Facebook Connect FM, a dumneavoastră. La pagina Connect FM, pe pagina școlii Emil Racoviță, Claudiu Ștefănescu, pe Onești Online a postat și el asemeni, plus mulți cei care am fost sau nu elevi ai școlii care au share-uit acest concurs și modalitatea prin care se poate vota. Mult succes vă doresc, fie ca prin intermediul dumneavoastră școala Emil Racoviță să câștige acest premiu și copiii din școală să beneficieze de el. Vă mulțumesc mult pentru prezență și mult succes vă doresc tuturor. Vă mulțumim. Mulțumim. Alături de mine în studio a fost doamna profesor Dana Gavril, alături de elevii Bianca Andraș, Rareș Niculescu și Teodora Grigoraș, elevi sau foști elevi ai școlii gimnaziale Emil Racoviță, posta numărul 10. Eu sunt Alina Save, aceasta a fost ediția de astăzi la Alb și Negru. O zi bună tuturor! Alb și Negru la Connect FM.